opinia mea că a scăzut, deci, atenție ultimilor guverne față de complexul energetic. A scăzut atenție. Deci, după 2009, așa să înțelegem, da? Da, cam așa. Deci, cam așa, a scăzut. Deci, uitați-vă, în anul 2000 era Departamentul Energetic, care dirija sistemul energetic. Da. Studia, dirija, planifica, programa, consulta și așa mai departe. Deci era o structură a guvernului, departament separat în componența guvernului, care urcau circa 30 de persoane. În anul 2001-2005 s-a format Ministerul Energetic, unde activau 47 de oameni. Este perioada cea mai grea, dar rezultate. Destabilire complexului energetic, fiabilitatea lui întoarsă, deci capacitatea financiară a întreprinderilor restabilită 100%, procesul de investire, de inovare, totul a mers extraordinar. Deci gazificarea țării, de fapt, și un succes. Iată atunci ce a fost făcut. Da. Toate regiunile țării s-au finalizat la 31 decembrie 2004. Fiecare câte localități atunci, practic, noi vorbeam de la 600 până la 800 de localități. Da, deci atunci s-au dat magistrale s-au tras pe Raiwane. Dar în anii următori, 5-8, practic 800 de localități au fost adus gazoductul în sat, până la școală, liceu. Acesta a fost un succes. Despre dâns se vorbește azi foarte puțin. Dar asta cum se întâmplă că experții lasă tăcerii? Asta a fost țintit de strategie care deții dezvoltarea pe permanent. Cum îți dezvolți economie? Cum îți dezvolți afaceri dacă nu ai acces la resurse? Bine, rețelele sunt. Da, mă uitați-mă. Erau 47 de oameni. În 2006, Ministerul Infrastructurii și Ministerul Industriei și Infrastructurii s-a micșorat 32 persoane, erau dispărțitori. Ministerul Economiei, 2009, 18-20 de oameni. În 15, Ministerul Economiei, 13 persoane. În 20-21, Ministerul Economiei, 9 persoane. Adică Departamentul Energetic, 9 persoane. Activ sunt 8 acum. Deci, ei nu sunt în stare să rămâne să... Dar atâtea sunt probleme. Deci, deci pachetul energetic european, care trebuie să ajuste legislația, da? Să te uiți la cazul reglamentar, da? Acum ceva în plan de directive, dar chiar și de monitoring. Eu nu înțeleg. Eu foarte mult mă bucur că a fost format Ministerul Infrastructurii. Foarte mult mă bucur. Ministerul Economiei era un gigant care industriile, deci ramurile operative, nici nu da, putea să... Da, Ministerul a fost acum creat, restabilit, dar... Ministerul creat și eu cred că noua conducere o să atragă atenție. Eu chiar vreau și eu cred nouă echipă și să fac un studiu. Noua echipă, nu v-a invitat la discuții. Nu m-a invitat la discuții, dar eu le spun că să atragă atenție și să restabilească capacitatea. Că masa critică se pierde. Se pierde masa critică în Departamentul Energetic. Pentru aceasta trebuie oameni, trebuie ingineri.